4 e expletat. Deci minus 5 expletat, minus 4 e expletat. Plus 3. În cazul ăsta, n-am dat rost să vorbesc de minim expresiv, ci maxim expresiv. Da, pentru că... Minus 5 expletat, minus 4 e expletat. Deci organizam cum? Gândeam așa. Dacă minus 4 mă urmă. Sigur că da. Minus pe lângă 5 x pătrat. Plus 4 x. Minus 3 x. Da, când formăm, mă pregătesc pentru pătrat. Din nou, încearpa. Minus 3 x. Și ce mai pune aici? Nu știu. Minus pe lângă. Spate, scoate așa minus în factor și vine atât. 4 y pătrat. 4 y pătrat. Și minus 2 y. Minus 2 y. Și ce mai fie acolo? Și ce mai fie acolo, voi vedea așa. Și după partea numerică, cei ce am pus aici pentru binomul la pătrat. Și plus aici, știți bine, trebuie plus 1, plus. Calculul făcut mă conduce fiindcă atât prima cât și a doua au pe minus în față, înseamnă că ne gândim la maxim expresiv. Dar dacă una a fost cu minus și alta cu plus, n-aș fi putut spune nici despre minim, nici despre maxim. Nu știu, nu chiar 50-50. Nu știu unde se realizează 50-50 acele care nu știu. În concluzie, într-o astfel de situație, n-aș fi. Ori sunt amândouă cu plus, ori amândouă cu minus, ca să vorbesc de minus sau... Bineînțeles că odată de bine, dacă ar fost 3 necunoscute, toate 3 cu plus ca să vorbesc de minim expresiv, sau toate 3 cu minus ca să vorbesc de maxim expresiv. Da? Deci, multe grijă la șmecherii de acestea. În foarte multe exerciții avem grijă să prindem esențialul din exercițiu. Deci pe noi ne frământă foarte tare să prindem ideile de bază care să ne fie de folos. Nu memorăm exerciții, ci memorăm modul de rezolvare a lor. Sau reținem modul, algoritmul pe care îl aplicăm ca să rezolvăm. Da. Aș mai adăuga aici. Ceva mic cu divizor, că nu ce mare. Atunci, la lucrurile care am făcut, putem să păstrăm asta ca să avem și sinteza la sfârșit. Am scris clasificare. Bun. Ce voi să scriți? Am scris. Lucrurile importante. Deci, cu ce ne alegem, cum spuneam mai devreme? Care sunt chestiuni esențiale? Șterge și jos, care e cu prefantul. Adică, sper că o reșterge și tu scrie cu tine. Pentru y de x egal cu a x pătrat cu v x plus c. V de x era în forma asta. Avem mi de y de x. Da? Vorbim de mi de x pentru a mai mare ca 0 și avem max de x pentru a mai mic ca 0. Deci, admite min dacă au e pozitiv și admite maxim dacă au este negativ. Da. Și asta a fost important.
important, o să mă întorc la voi și să-mi dați când faceți viteza la lucruri ce am punctat la fiecare greșiță, da? Am care am zis de ca să ofer spațiu pentru lucruri. Ca să facem și un fișier cu geometrie, mai facem ceva la clasă, la... Nu puteam să... Este mai adevărat, spune că
Ce? X e cuprins între minus A și A, da? Da. Între minus A și A. În cazul nostru, rolului A, îl joacă X plus 13 pe 6. Și noi avem un modul de 7X plus 1 mai mic decât X plus 13 pe 6. E de partea spune că 7X plus 1 este cuprins între și X plus 13, X plus 13 pe 6 și respectiv minus din difracții X plus 13 pe 6. Scădem în 1. Scădem în 1. Încă pe 6 la. Amplificăm 6 cu 6. Amplificăm 6 și ne renunțăm la mitura, da? Și ar să fie ceva de magia cu minus X plus 13, ce mai mic decât? Minus 13, ce mai mic decât? Mai mic decât 42X. 42X. Plus 6. Da, mai mic decât? Mai mic decât X plus 13. X plus 13. Ce ce înseamnă? Echivalent cu? Echivalent cu, o să vedem în 6. Scădem un 6. Dar visăm, Maria, știi la ce? Dacă trebuie simultan. Am vrea să fie așa X-ul, la mijloc sau expresii, cuprinse de niște numere. Ca să spunem că X aparține intervalului în final. De aceea, ce facem? Scădem pe cine aici? Pe X minus 13. Pe X, hai să scădem în 3. Aici ce facem? Că de 42 ori. Cum vedeam noi. Exact. Dar scădem X-ul care este între în margine. Bine. Deci scădem, dacă ar fi fost de 7X sau 5X sau 2X, scădem 2X, 5X și până ne gândim. Așa scădem ea sau de numai. Și până vedem exact ce facem încât să scădem de partea numerică din interior. Bun. Da? Deci scădem pe X acum. Ce facem? Și o să avem echivalentul minus 13. Miruna, deci minus 13, ce mai mic decât? 13 mai mic decât pe... Am turnat în X, nu? Da, am scăzut. Am scăzut. Păi am scăzut în minus 2X. Am zis... adunăm un X, nu, nu am fost atentă. Deci și am fost atent acolo 2X. Da. Să te un moment dificil. Și facem să te. Nu puteți face mult două etape? Să nu. Da. Deci o să facem în două etape. Păi, am fost schimbat de nevoie. Da. Asta mașina și eu fără telefonul și am privit și tot. Cu ei. Vedeți, nu? Nu mai e nimic. Hai să vedeți. Da. Și camera. Și camera. Aici, la noi, poate. Nu. E, vezi, rugăm telefonul și vă fără telefonul. Da. Și camera aici. Foarte asta. Bine. Da. Ideea este așa, că nu avem bază de să... Da, eu să vă spun. Da? Cine e de azi? N-am timp acum, aș trebui să te înțeleg. Da. Pentru că e așa... Trebuie de așa să cred. Da. Hai să ne întoarcem și să vedem... Nu poate fi simultan rezolvat. Poate Darius era cu... Poate altceva. Vezi telefoane pierdute. Așa că... o să scriem asta în dublu. Deci o să scriem așa. Minus X minus 13 mai mic decât. Minus X minus 13 mai mic decât 4 plus 2 X plus 6. Deci nu, da, merge, nu merge de dată. Da. Că într-un loc este minus X, într-un loc este plus X. Nu merge jos. Bun. Și altă, al doilea inegalitate este 42 X plus 6 mai mic decât X plus 13. Decât X plus 13. Un număr. Deci? Un număr. De un mic, da, da. Deci este vorba de neapând agenda, nu mai știu nimic. Da. Deci,
minus x minus 3, 42x plus 6 este o primă inecuație și a doua aici. Eu pun de prima. Deci mai e bun. Ce să facem aici? Bine, adunăm un x. Adunăm un x, da? Și o 13. Și 13. Alo. Pleci acasă. Și mai stau un pic, da? Nu, tot încheia, e la mijloc. Dar mai rămâi un pic, tu acum este țeșit, nu? Da, 43x mai mare decât minus 19. Mai mare decât minus 19. Ce e ce am înțeles? Că x e mai mare decât minus 19 cu 43. Minus 19 cu 43. Deci se aparține de la minus 19 cu 43 la plus infinit. De la minus 19 cu 43 la plus infinit. Din coace, scadă un x. Da? Și ce ziceam înseamnă? 41x. 7. Este 41x mai mic. Decât 7. Decât 7. Și ce mă duce spre x? Mai mic decât 7 pe 41. 7 pe 41. Deci x e de la 7 la 41. La minus mic la 7 pe 41. Minus e la 7 pe 41 de 6. Și acum nu simți și pe astea, nu? Și acum vedem zona comună. Vă arăt despre azi, că e de vedea. Da. Deci luăm așa. De la minus infinit până la 7 de 4. De acord? Deci de la minus 19 pe 43 până la 7 de 43. Până la 7 de 41. Plus infinit, da. Minus 19 pe 43 până la plus infinit. Și zona comună este asta. Dar cum facem? Când l-am deschis, minus 94. La amândouă inegalitățile sunt stricte. Deci intervalul deschis la amândouă. Bine. Deci răspunsul corect este x aparține de la minus 19 pe 43 până la 7 pe 41. Da? De la 19 pe 43 la 7 pe 41. Răspunsul la inegalitatea asta. Cât mă duc eu și rezolv treaba, mai lucrați ceva. La de da? La de da, păi, da, nu vreți? Da, 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 eu exact ce se face. Sunt tot așa, în genul de nu aveți temă? Te aveți temă? Nu, 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 ce mă duc atât așa, da? Ca să fac și la geometrie pe acolo, da?
la nimeni. Păi scrie într-o secundă, faci la... Închezi pe șerul? Da. Nu mă rog, se fac mai bine cu alții. Dă-te-o, eu, pentru toate lucrurile acolo. Sau ce vreți voi să lucrăm și cu ce vreți să lucrăm? Nu ce mai trimă, ce mai trimă cu propriul lucrați. Hai, nu din astea, minimoații, domnul meu, să-ți spună.
asta nu ceva știu noi spate, vei vrei să știi. No, da. Ce vrei? Bă, dacă o zică profesorii mei pe azi. Cu profesor ce spui tu? Da, da. Dacă vă profesor zic că sunt doar ce... Ce mi-a spus? Un profesor mă face. Hai să-ți sună. Hai să-ți sună. Hai să-ți sună. Ce așa nu sunt profesorii a citat un profesor? Hai să facem inimație. Hai să-ți sună, exact, să vede. Ce facem? O inimație. Nu vezi. Să nu zic un profesor. Hai. Nu înțelegi. Nu vreau. Nu înțelegi. Arătați că 2 minus 1 totul la 3. Minus 8x plus 4. Minus 8x. Plus 4. Da. E la 2x minus 1. Asta e negoasii? Da. 2x minus 1. Pe lângă 2x plus 1. Așa? Da. Pe lângă 2x minus 3. Bă, care ar fi infinit. Dar tu poți nimic și așa. Că nimic. Haideți să vedem idei. Haideți să vedem. Idei aveți, ne aveți, cum aveți. Hai să luăm un pentru că... Nu. Stai bine. 2x... dăm un factor comun pe 4. Minus 4 pe lângă. Deci pe acolo s-a minus 1 la 3 minus 4 pe 2x minus 1. Minus 1. Și atunci a venit 2x. Și vine egal 2x minus 1 pe lângă 2x plus 1 pe lângă 2x plus 1. Nu, e dreapta de acolo. E plus 1. Nu. Nu lucrăm mai în ăla. Mai scriem sus, mă. Copiem minus 2. Egal cu 2x minus 1 pe lângă 2x plus 1. A, eu lucrat numai de asta. Da, înseamnă că ajungem la aia. Da, mica, pe lângă 2x plus 1. Și ce rămâne dau cu 2x minus 1 în față? Da, și o să revedem după aia. Pe lângă 2x plus 1. 2x plus 1, totul la 2. Minus 4. Așa, plus 2. Da. Și avem că 2x minus 1. Ia face, haide. Ia, nu vreau. Haide. Păi, face. E obosit, Ali. Corect. Haide, acolo e... E gaură să facem pe aia și e gaură. Deci ce se fac aici? A, la 2 minus 1. Da, mi-e mai trebuie să faci. Am tot? Hai, e gaură. 2x minus 1 pe lângă 2x minus 1 totul la 2. 4 minus 1 la 2 pătrat. 4, 2x minus 3. Copii, ce zici? Taci. Lasă-mi mai. Și nu taci. Pentru 2x plus 1. Dar vreau să taci. Deci, dar nu zici așa. Adică vreau să văd aici ce faci. Și nu vreau să desfac. Să fac de urmă. E 2x minus. Zi-mi formula pe care vrei să mai aplici. Oh, dar nu ajută cu nimic, că 2x minus 1 tot duci. Și acolo nu e 2x minus 1. Asta e, a? Și asta e pe. Dă și mai sus. Dă și sus. A, la 2. Unde nu de la 2? Zi. E a cu minus 2 până la 2. Adică? E 2x minus 1 minus 4. Minus cât? Minus 2. Minus 2. Trebuie 2x minus 1 plus 2. Și egal cum? 2x minus 1, dăm de 2x minus 3, de 2x plus 1. Da. Hai, am făcut acel sus? Da. Oricare ar fi? Așa, dar nu ești de la singulare. Mă, am zis că am notat cu 2x minus 1, care dați vrea să. Vrei să închid gura? De ce nu ești atent? Vreau să știu. Deci eu dacă aș fi profesorul vostru, eu v-aș mânca, mă. Deci eu v-aș pune 2 dacă nu ai de asta. Mă, se registrează. Hai, așa. Și în felul ăsta tu ai fi învățat să faci asta, adică ești obligat să te duci pe formulă, hai să facem binomul, hai să o lălăim. Nu, fratele meu, și-a fost obținut ceva. Înțelegi? Hai, 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 pe rând. Fiecare pe rând, ce sunt câte ore vorba aia. Și în rest nimeni mai vorbește. Ura. Hai, vreau să fiu profesora ta. Nu sunt așa indulgentă, nici ca mama Marie, nici ca... Uite, mama mai e ce drăguță. Le explică, le vorbește. Vorbește singur, nu poate de ce e așa să ieși. Hai, Fetiță, tu vorbești. Așa că alegi exercițiu. Pe ce trebuie Marie, cartea și alegi exercițiu. Și vin ca și alegi exercițiu. Dar uite că nu avem. Poți să le părăte. 1 plus 1. Mie n-a fost alegi mai repede, pierdem timp. Da, mai bine. Mai bine, chiar. Uite, așa. Nu vine mulțimea. Așa. A mare egal. A mare egal. Paranteză acolo. Dar X aparține lui F. X. Aparține lui F.
Pentru proprietatea, proprietatea. 0 mai mic sau egal. 0 mai mic sau egal cu 2x plus 7 pe 4. Mai mic sau egal cu 6. Atât? Da. Și b egal. X aparține lui e cu proprietatea. Acum modul mare. Adică și la modul tot la modul 4x minus 3. Sura 3. Închide modulul. Mai mic sau egal cu 3. Închide așa. Să se determine. Are unit cu B. Are unit cu B. Poți vorbea să mi-e una. B. A intersectat cu B. Asta Maria. C. A minus sau A minus B. Da. Și D. B minus A. Așa A, B și B minus A și A minus B. Deci C și D îi face A. Mieruna, Maria și A. Și aici împreună. Pentru mulțimea A, vorbește Mieruna. Mulțumesc. Da. Este format un element. Format un element. Hai, facem ecuația. 0 mai mic egal decât 2x plus 7 mai mic egal decât... O luăm de parte, da? Da. 0 mai mic egal decât 2x plus 7 supra 4. 4, care e mai mic egal decât 6. Ori 4, ori 2. Ori 4, tot sistemul. Peste tot, da? 0 mai mic egal decât 2x plus 7 mai mic egal decât 24. Da. Scădem în 7. Să avem că minus 7 este mai mic egal decât 2, deci este mai mic egal decât 4. Și cu 3, 2, 4, 7, 4, 17? Da. Așa. Împărțim prin 2 și să avem că minus 7 pe 2 e mai mic decât, mai mic egal decât, mai mic egal decât 17 pe 2. Și avem că x aparține de la minus 7 pe 2 închis la 7, 17 pe 2 tot închis. De la? Minus 7 pe 2 închis, dar da. 17 pe 2 închis. Toată ne-a fost cu minus, da? Da. Bun. Pentru mulțimea A, X aparține intervalului ăsta. Da. A. Acum T. Ca să facem la mulțime, să facem și pe aș T. Bun. Bun. B. Acum A îi vorbește. Modul din. Așa. Modul din 4 aici minus 3. De 3, de 3, mai mic egal decât 3, adică 4x pe 3, modul din 4x minus 3 pe 3, mai mic egal decât 3 și mai mic egal decât minus 3. Ne-ai pierdut pe drum. Deci, cum să fac aici? Pe 4x minus 3 pe 3 e mai mare decât, mai mare egal decât minus 3 și mai mic egal decât 3. Deci, cum e că avem modul de x, cum este la modul? Modul de x mai mare egal decât 0, zicem că este valent, va zice că... 0 mai mic egal decât x mai mic egal decât... Fiorecea. Plus și minus. Asta e un pic. Cred că plus și minus, adică plus... Hai să nu 3, să vedem, spunem 3, poftim. Că e 3 și minus 3. Da. Adică cum? Minus 3 mai mic egal decât x mai mic egal decât 3. Da. Și atunci aici... Hai, vei urmă. Deci, mai mic adică 4 x minus 3. 3 mai mic egal decât aici minus 3. Cum vezi, sunt minus 3 și 3, da? Bun, și? Înmulțim cu 3. Și o să fie minus 9. Mai mic egal decât 4 x minus 3. Mai mic egal decât 9. Da. Zbatunăm cu 3. Minus 6. Mai mic egal decât 4 x. Mai mic egal decât 12. Împărțim 4 și o să fie minus 6 pe 4, care e minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Deci, împărțim la trepamblă. Minus 2 pe 3, închis și 3 închis. Bun, am găsit intervalul. 3 pe 2? 3 pe 2 mai animă. Să vedem. Păi, Miura, cine se netă? Bravo, Maria. Minus 3 pe 2, da? Așa, și? Acum ce facem? Oh, am găsit X-ul de la A, cine poate să fie X, cuprins în intervalul ăla. Și X de la B. Toți acei X.
Real? Și acum ne trebuie să facem A reunit cu B. Da? Deci la primă. Scriu. Facem un desen. Imediat, X aici, X la, pentru funcția A, da? Am găsit X și cuprins în intervalul închis, ai zis, minus 7 pe 2 și 7 pe 2 și 7 pe 2 și 7 pe 2 și la pentru mulțimea 2 am găsit X aparține intervalul 3 pe 2 3 pe 2 3, înțeles, bun, ștergem și acum ne facem A reunit cu B și am zis că reunit cu B facem eu una. Da, facem un desen. Ce înseamnă a reunit? Păi facem un desen mai întâi. Dar tragem un de la minus 7 pe 2 reunim ce înseamnă? Îi punem la un loc? Da. Ui, da. Una? Da. Toți? Da. 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 Ca la hora. Ne punem. Intersecția ce înseamnă? Intersecția înseamnă ce au comun. Ce au comun. A minus B? Ce e? Tot ce e în A. Și ce nu e B? Și B minus A? Tot ce e în B și nu e A? Corect. Te-am copiat foarte deștept. Hai să scriem. Deci. Acum facem A reunit cu B. Egal cu A. Dar ține-ți vreau să fac pe o axă. Pe o axă. Facem pe o axă. A, dar stai, tu nu mai faci nicio pe axă. 0. Minus 3 pe 2 și 3. A, nu, tot. Minus 7 pe 2. Întâi o să fii minus 3 pe 2 sau minus 7 pe 2? Cum se pun? Întâi o să fii minus 3 pe 2 acolo. Care înseamnă 1,5. Dar nu contează. Deci cam așa. Da, minus 3 pe 2, da? Și așa minus 7 pe 2 ce înseamnă? Nu contează. 2, nu contează. 3. 3,5, da? 3,5, minus 7 pe 2. Așa. Bun. Și acum aplicarea să mai găsesc. 17 pe 3. 1, 2, 3. Și 7 ce face pe 2. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10. 17 pe 2. Bun. E de la minus 7 pe 2 închis la 17 pe 2 închis. Deci are un cu B, egal cu. Am voie să zic interval la mulțim? Ui. Nu? Cum să nu? Pare rău. Haideți să sună pe noapte. Normal că ai voie să spui interval. Cum să mai vedem? Cum să mai vedem? Minus 7 de 2. Până la? Până la cât e la? 17 de 2. Am zis 17. Până la 17 de 2 închis, da? Zi, Maria, deci ăsta era minus 7 pe 2. Ăsta e pe aici, Maria. Ăla e pe aici. Ăsta e A. Și B-ul e minus 3, deci. Până la 3. E, dar să vezi. Minus 3 pe 2 și 3. Minus 3 pe 3. Adi, A minus B. Eu? B. Da. A minus B. Da. Ce e în A? A. Adică de la minus 7 pe 2 până la minus 3 pe 2. De la minus 7 pe 2 deschis. De la 2. La? La minus 3 pe 2 deschis. 3 deschis. 17 pe 2 deschis. Da. Stai la puțin că se supă cu 3 deschis. 17 pe 2 deschis. Bravo. Și B minus A? B minus A, mulțimea vidă. Tot ce B și nu este și în A. Foarte și în A. Nu? Ce? Adică B e de la minus 3 pe 2 până la 3 și A e de la minus 7 pe 2 până la 17 pe 2. Și B e de la minus 7 pe 2. A, B e și minus în A. Da. La 1, la ce? B. Deci de la minus 7 pe 2 la minus 3 pe 2, de ce e deschis? Că nu o să iau. Am doi lau. Am două mulțimile lau pe minus 3 pe 2. Păi da, și dacă îl iei... Tot îl iau și B și A. Păi tot ce e în A și nu este în B. Dacă eu îl iau și așa de îl pun în închis, asta înseamnă că l-am luat. Deci el este în B. Pe tot ce e în A. Și nu e în B. El este în B. Da, puțin decât 3 pe 2, da, bun. Și următorul? Și la următorul de la B, pentru că dacă eu l-aș lua pe 3, asta înseamnă că el este în B. Așa. Și faci și doi chestii, că el e bun. Da. Și aici am mulțimea bine, da? Da. 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 Nu sunt niciun copac exercițiu. Ați înțeles copii? Haideți.
Mai facem un exercițiu? Nu, da, și poți la geometrie. Dar două carte, că nu prea găsesc în ecuație, adică mai găsesc la cea mai simplă. Sau ce vreau să zic, cea mai simplă, probabil. Dar poate vor ei altceva. Era prea temă pentru mate, de ce n-ați făcut lucrurile azi tema? Aveți tema? Au vreau. Era o temă pe azi. Nu, când v-ați mai făcut tema? De ce v-ați făcut tema? Nu, eu mi-am făcut acasă. S-o facea acasă. Nu, eu mi-am făcut acasă. Și acum n-aveți tema? Asta nu știu totul, domnul, exerciții. Hai să vă întâlnim. Dar acum pe mâine n-aveți tema? O, frate. Maria, aveți tema? Pe mâine la geometrie. Păi și nu, hai să facea acasă. Totul, am un exercițiu. Păi când la geometrie. Clădirete o faceți mai întâi. Nu e un exercițiu, e o problemă la adică. E o problemă. Vine fișierul ăsta și pornim la fișierul la geometrie. Atât, o problemă.